Bine v-am regăsit la minutul de conștientizare. Numele meu este Alexandra Mihărtescu și continuăm în acest episod cu cei născuți în ziua de 15 a oricărei luni. Poate până acum deja vă întrebați de unde aceste informații se numește numerologie și aceste informații ne ajută să conștientizăm unul la mână de ce facem anumite lucruri și poate de ce ni se întâmplă anumite lucruri în viață, ce să facem să ne îmbunătățim viața, ce să nu facem pentru a nu ne distruge viața. Așadar, cei născuți în ziua de 15 sunt uh, magicienii, dar uh, ai uh, luminii, de fapt nu ai luminea, Lumini ar trebui să fie în viața aceasta, ci ai întunericul, au fost în viața trecută, pentru că au folosit uh, latura de ocultism sau de magie pentru a să satisface propriile plăceri sau pentru a distruge pe ceilalți, da? Practic s-au folosit de magia neagră, sau de informații care au de a face cu întunericul sau cu uh, neapărat a minții, dar dar uh, cumva pentru a manipula chiar mase de oameni în interesul propriu. Ei, în viața aceasta, în a doua natură, care uh, stă în care stă această abilitate de a fi de a te îndrepta spre o latură ezoterică sau ocultă, de a cunoaște lucruri pe care alții nu le cunosc, oricum, deja ai cunoștințe în tine dacă stai să te gândești mai bine. În viața asta ar fi bine să devii un mag bun sau un, cum să zic așa, un om al luminii, un om al cunoașterii, un om care folosește magia de orice fel și nu trebuie să ne referim la magia aceea pe care o vedeți în filme în sensul de vrăjitoare și, nu știu, poțiuni. Cu toate că și acolo poate merge. Am întâlnit persoane de-a lungul timpului care îmi spuneau că au avut bunice bun, care erau născute în data de 15 și erau foarte bune în a citi în carte, da, în a deschide cartea, în a face tot felul de poțiuni magice cu diverse scopuri. Um, mai mult decât atât, în viața aceasta chiar este recomandat să ceea ce faci tu, oricum își va pune o amprentă. Oricum, ai o amprentă de magie în tine. Și atunci, dacă nu știu, te apuci de făcut jocuri de calculator, ei, este foarte interesant, da? Să ți închești IT și să-i făcut jocuri de calculator, foarte interesant că dacă acele jocuri nu sunt cu un scop educativ, spre exemplu, sau cu un scop de creștere a omului, da, de a-l îndrepta spre lumină, magia oricum se va aplica asupra acelui joc fiind făcut de tine. Ai tendința să-ți repeți karma și atunci să faci pe acei oameni dependenți poate de acel joc sau poate dependenți de tine sub o oarecare formă. Nu neapărat trebuie să fii IT. -ist. Aici am dat doar un exemplu pentru a vă ajuta să înțelegeți. Așadar, dragilor, cei care născu sunteți născuți în, în ziua de 15, hmm? voi cum folosiți magia în viața aceasta? Aveți tendința să o folosiți într-un sens pozitiv sau mai degrabă negativ?